Vineri, o parte a copiilor din comuna Răchiți nu au mai plecat la școală și asta din cauza că instituția de învățământ cu clasele 1-8 din localitatea limitrofă municipiului Botoșani a devenit o ruină în urma unui incendiu. Suma de 800.000 de lei investită în reabilitarea clădirii în 2011 s-a transformat în dimineața zilei de joi în scrum. Cărțile și caietele de evaluări ale copiilor erau pe jumătate arse și aruncate în curtea școlii. Pe la ora 10, pompierii încă strângeau bucățile arse de acoperiș, iar localnicii din zona au venit să dea o mână de ajutor și au cărat băncile și scaunele salvate de foc. Copiii din comuna Răchiți n-au reușit să se bucure prea mult de o școală proaspăt reabilitată. La fix un an de la inaugurare, școala gimnazială numărul 1 Răchiți a fost înghițită de flăcări. Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului, iar cei aproximativ 100 de elevi de pe raza localității vor fi transferați la una din instituțiile de învățământ din satul Rășori. Focul izbucnit a întrerupt energia electrică la casele învecinate, problemă care a făcut pe oameni să iasă în stradă. Fumul ce ieșea de sub streașina școlii a trezit panică în rândul oamenilor și neîntârziat cineva din mulțime a sunat la 112. M-am dus în spate din partea stângă, din partea de unde e centrala, a început să iasă fum, flacără, știți? După aia era primarul, era toți oamenii care la primărie să ajute cu... au venit cu niște instructoare să stângă, au venit pompieri, vreo 3-4 mașini de pompieri, s-au apucat de treabă și nu, au mai venit altele mașini. Eu am stat tot noaptea pe aici cu lopata, nu mi-e foc la mine, la casă. În ceea ce privește izbucnirea incendiului, oamenii au mai multe variante. Unii susțin că focul a pornit din locul unde este amplasată centrala, alții consideră că incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit. Copiii care astăzi au fost nevoiți să se deplaseze la Roșiori să învețe privesc cu tristețe școala gimnazială numărul 1, a cărei acoperiș peste noapte s-a transformat în cenușă. Ultima. Nu, de aici unde a ars biblioteca tot. Acolo a fost clasa ta, nu? Da. Și ai fost acum să vezi cum arată? Da. Și cum arată? Tot ars, geamurile topite, ușa. Era o școală modernă, bună. Și mi pare rău. Erau lucruri bune în ele. Și acum unde mergeți? Nu știu, cred că la Roșiori. Și e departe, distanță mare. Da, la vreo 2 km, 3. Primarul comunei Răchiți a refuzat să ofere declarații vis-a-vis de distrugerile rămase în urma incendiului. Două cuvinte. Vedeți că se miază actele acum aici. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit din cauza unui frigider defect. Valoarea totală a pagubelor a fost estimată la aproximativ 1.500.000 de lei.